Dragi prieteni, vă salut! S-ar putea să avem o conexie mai slabă. Avem în discuție în seara aceasta un subiect care stârnește multe convulsii sufletești și anume plătirea păstorilor și a slujitorilor bisericii în general. Și aș vrea să navighez împreună în această după-amiază, împreună cu fratele Mihai Levi Marian, care e păstorul Bisericii Sfânta Treime Zalău. Apropo, vă invit să intrați pe site-ul nostru unde avem o grămadă de resurse de tot felul, sf3.ro. Până atunci, aș vrea să începem în a discuta subiectul acesta al plătirii slujitorilor. Sunt unii care spun că slujitorii nu trebuie plătiți deloc, alții care spun că trebuie plătiți întotdeauna, alții spun că trebuie plătiți la limita supraviețuirii, alții să-i plătească regește vor. Fiecare e cu ideile lui. Și acum aș vrea să intrăm puțin într-un text biblic, mai multe texte biblice care să ne ajute să determinăm ce ne învață Scriptura despre subiectul ăsta. Pentru binele vostru, al nostru, al tuturor, aș vrea să deschidem puțin subiectul ăsta cu hermeneutică, cu interpretare. Cum navigăm în Sfânta Scriptură, cum alegem textele pe care să le folosim pentru a lămuri subiectul ăsta al plătirii slujitorilor. Există o regulă hermeneutică pe care s-o aplicăm și întreb asta pentru că, de exemplu, cineva se duce la Ioan 10 cu 12 și spune: dar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile, fuge și lupul le reprește și le împrăște. Și el spune: deci, nu trebuie să plătim păstorii. Bun, deci principiile hermeneutice corecte sunt bune la formularea oricărei doctrine. Deci, fie că vorbim despre doctrina practică, cum să plătești păstorul, fie că vorbim despre alte aspecte doctrinare, câteva chestii cheie care trebuie ținute minte. Întotdeauna învățătura, doctrina trebuie să fie zidită pe texte care sunt texte doctrinare în primul rând. Deci te uiți la pasaje care au scopul să dea învățătură. După aia te uiți la acele pasaje și te uiți la aspectele prescriptive sau imperativele, poruncile. Fă puțin contrastul. Doctrinar, prescriptiv, imperativ în contrast cu? Descriptiv. Și de obicei textele descriptive, deși ele au valoare doctrinare, nu au scopul de a fi doctrinare în sensul de a da învățătură. Când zicem un text doctrinar, ne referim la faptul că Apostolul Pavel, de exemplu, la un moment dat spune: acum am să vă dau învățătură despre cina Domnului. Da? În textul ăla, de exemplu, unde se dă învățătură despre cina Domnului, sunt și elemente descriptive. Deci diferența este, doctrinar prescriptiv este când autorul vrea să dea învățătură pe un anumit subiect și spune: învățătura despre cina Domnului este să faceți asta, să nu faceți aia, cina înseamnă asta, nu înseamnă aia și așa mai departe. Da? Versus descriptiv, unde scopul principal nu este să dea învățătură, scopul principal e, de exemplu, ca să se relateze ce s-a întâmplat, cum ar fi un narativ, și exact asta se întâmplă. Se descrie ce se întâmplă, da? Este cu neputință ca voi să luați cina pentru că vă îmbătați. Asta nu înseamnă că noi ar trebui să facem aia, da? Corect. Nu este o prescripție, ci este o descripție la ceea ce se întâmplă, da? Sau Faptele Apostolilor, care este o istorie a Bisericii Primare și descrie multe lucruri care sunt frumoase și multe lucruri din care putem ca să vedem cum Cuvântul Dumnezeu a fost aplicat, dar nu este locul principal unde mergem să ne formulăm doctrina. Hai să luăm un exemplu. Ca să aplicăm regula asta, ne ducem la texte prescriptive, doctrinare, scrise cu scopul de a trata subiectul acela versus texte descriptive. De exemplu, ce îi spune despre Ioan 10 cu 12, despre care am amintit inițial, este acesta prescriptiv, descriptiv, de ce nu poate fi folosit pentru a trasa teologia bisericii cu privire la plătirea slujitorilor ei? Da. Păi el este prescriptiv, în sensul că este un text doctrinar în care Domnul Iisus enunță învățătura despre doctrina mântuirii. Dar el nu este despre doctrina, și asta este un alt principiu, el nu este despre doctrina bisericii, nu este despre doctrina administrării bisericii și așa mai departe. Conducere bisericii. Nu are nicio legătură. Faptul că cuvântul păstor apare în contextul ăla este din cazul că Domnul Iisus se folosește de imaginea asta a păstorilor și a lui ca și
păstorul singular cel bun, pentru că Biblia din abundență are simbolistica asta. Încă din Vechiul Testament vedem simbolistica asta și Domnul Iisus se folosește de ea ca să dea învățătură în primul rând despre mântuire și acolo descrie un tablou, o metaforă, o imagine prin care arată diferența între el, da, care este păstorul adevărat, păstorul oilor, păstorii turmei răscumpărate, și cel plătit, aici este o aluzie a Domnului Iisus față de cei care păstoreau Israelul și erau în funcție de conducere în mare parte doar pentru beneficiile materiale, care în momentul în care vin lupii, vin dificultățile și așa mai departe, ei fug. Și interesant este că Domnul Iisus chiar și în metafora lui sau în pilda lui, să zicem așa, e atent ca să sublinieze faptul că aici nu-i vorba despre păstori în biserică sau preoți în templu, că el spune cel plătit care nu este păstor. Că scopul textului să sublinieze că singurul păstor în sensul textului acela e Domnul Iisus. Eu nu sunt păstor în sensul cum Domnul Iisus e păstor. Eu sunt un subordonat, un sub-păstor al lui Domnul Iisus. Da? Da. El e păstorul, singurul păstor. Dar mulți fac confuzia asta. Hai să luăm de exemplu alt text. Pavel zice, care este atunci răsplata mea? Este să vestesc fără plată Evanghelia pe care o vestesc și să nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie. Unii zic, vezi? Asta trebuie să facă păstorii. Să vestească fără plată Evanghelia și să nu se folosească de... Da, bine, cum iară, din nou, aici Pavel se apără și apără cumva poziția lui, chiar și în textul acesta care atinge anumite aspecte despre drepturile slujitorilor. El sublinează foarte clar, el are un drept. Asta e, da? Foarte interesant că se trece cu vederea asta. Da, el are dreptul meu. Corect, el are un drept. El a făcut o excepție, da, cu un anumit scop. A făcut-o nu în toate cauzele, ci este o excepție și în sensul că ceea ce face o excepție și de câte ori o face este o excepție. Uh-huh. Și el vrea să sublinieze aspectul ăsta că cumva răsplata lui care vine din nu meritul lui, ci bucuria lui că el a putut pentru oamenii aceștia ca să elimine orice pricină de potignire, nu poate fi furată, nu poate fi luată. Asta e scopul lui. Scopul lui nu e ca să zic că prescriptiv ar fi fost în felul următor. La fel cum eu nu am luat niciun ban pentru slujire în cazul acesta, nimeni n-ar trebui ca să ia vreun ban. Să poruncesc în Domnul ca nimeni să nu ia. Exact. Și cred că contextul e foarte important. Și Corinteni și 1 Tesaloniceni, unde zice Pavel, vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră cu lucrarea zi și noapte, ca să nu fim sarcină în niciunea din voi și vă propăduiam Evanghelia lui Dumnezeu, că este un context a plantării bisericilor în care era, într-un fel, se confunda predicarea Evangheliei cu niște motivații greșite. Dacă el zice, uite, v-am predicat Evanghelia, hai, susțineți și voi cumva asta. E clar că el, în timp ce predica Evanghelia la oamenii ăștia, nu lua nimica de la ei, nu le era sarcină. Dar el arată, și poate de asta o să ne luăm mai încolo, el arată că despuia alte biserici. Corect. în lucrarea de da, într-un fel, evanghelizare. E o răbdare a apostolului Pavel ca bisericile noi plantate să ajungă la maturitatea spirituală necesară, să înțeleagă care e datoria lor pe de o parte și bucuria lor de a susține lucrarea. Uh-huh. Dar el nu forțează aspectul ăsta din prima zi. V-am predicat, s-a încheiat slujba, ok, facem colecta. Corect. Da? Nu. Pe lângă asta mai trebuie înțeles un lucru. Nicăieri apostolul Pavel nu vrea să spună că păstorii ar trebui să fie plătiți ca ei să lenevească. Nu, ei trebuie ca să ostenească, fie că unii să ostenesc, de exemplu, 100% în cuvânt, în treburile biserici și așa mai departe, fie că să ostenesc pentru că poate să bivocațional și au nevoie să se susțină. Uh-huh. În orice caz, Biblia ca și principiu, fie că ești păstor, fie că nu ești păstor, are ideea că trebuie să fii harnic, are conceptul că dacă nu muncești, nu trebuie ca să mănânci. Uh-huh. Deci apostolul Pavel nu vrea vreodată să înțeleagă că păstorul ar trebui ca să fie plătit ca să nu se ostenească.
Și pentru că se ostenește. Pentru că se ostenește, ar trebui ca să fie susținut, să poată să o ostenească în continuare. Uh-huh. Interesant, de exemplu, 2 Tesaloniceni 3 zice aceeași chestie. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, lucrând, ostenindu-ne, cum ai zis, am muncit zi și noapte. Să nu vin povară nimănui dintre voi și după aia spune, nu că n-am fi avut dreptul acesta. Corect. Deci el spune că era un drept să fi luat asta, da? Dar am vrut să vedem în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Bun, acum hai să vedem, am exemplificat puțin regula asta hermeneutică, nu ne ducem la descriptiv, da? Ci la prescriptiv. Dă-ne un pasaj sau două pe scurt care prescrie faptul că slujitorii ar trebui susținut. Sau o parte din slujitori, că există învățătura asta în Biblie. Da. Prescriptiv. Cele mai cunoscute și clare pasaje ar fi 1 Timotei 5, versetul 17 și 18, unde spune că prezbiterii, bătrânii care cărmuiesc bine, să fie considerați vrednici să primească o îndoită onoare și aici termenul ar putea fi tradus răsplată sau valoare sau compensare sau plată sau onorariu, mai ales cei ce ostenesc în predicare și în învățătură, căci, și aici Pavel face un argument din Sfintele Scripturi pentru ceea ce a zis, deși el ar fi putut doar să dea porunca și era suficient, că Scriptura spune să nu legi gura boului în timp ce trei răgrâuri și vrednic este lucrătorul de plata lui. Adică Pavel, de fapt, aplică un principiu biblic care este universal și anume că cel care muncește trebuie să fie recompensat. Până și animalul. Până și animalul. Și spune dacă asta e adevărat pentru instalatorul tău, dacă asta e adevărat pentru cel care îți repară mașina, dacă asta e adevărat pentru boul tău când îl scoți la câmp, da? Și Dumnezeu s-a asigurat de principiul ăsta să fie întipărit pentru poporul lui, cu atât mai mult. Deci un argument de la mai puțin la mai mult, de la mai slab la mai puternic. Cu atât mai mult principiul ăsta Dumnezeu l-a întipărit pentru cei care slujesc din Evanghelie. O notă de subsol aș pune aici să se înțeleagă că îndoita onoare despre care se vorbește aici îi plată, se face argumentul, nu, aici spune doar că trebuie ca să respect pe păstorul meu. Nu, că argumentul care îl folosește căci, deci dă îndoită onoare, căci nu lega gura boului când trăiește. Deci e clar că corect. Și lingvistic e clar. Termenul folosit, de exemplu, e folosit în Fapte 4 cu 34, când spune felul următor. Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă, toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau și aduceau prețul, același termen, da, lucrurilor vândute. Uh-huh. Sau Fapte 28 cu 10, unde cumva termenul e folosit ca să spună onoare și după aia ni s-a dat cum se arată onoarea. Aici e vorba despre plecarea din Malta. Ni s-a dat mare cinste, onoare, da? Și la plecarea noastră cu corabia ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum. Deci nu ne-au dat cinste, ne ridicăm pălăria, mulțumim pentru slujire. Dar niște băieți de treabă. La revedere. Deci există o onoare care s-o dă... Practică. Practică, da? Și în 1 Timotei 5 despre asta e vorba. Foarte, foarte interesantă legătura care a fost făcută. Super, foarte interesant. Alt text prescriptiv? Galateni 6 cu 6. Cel ce primește învățătură din cuvânt trebuie să-i facă parte din toate lucrurile lui bune. Și aici ai din nou evident vorba despre și despre aspectele materiale și celui ce l-a învățat. 1 Corinteni 9, de la 3 la 18. Interesant de Galateni, zice argumentul următor, zice, nu vă înșelați. Versetul următor, Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Corect. În contextul plătirii. Ce seamnă unul la ce va se cera? Cine seamnă în firea lui pământească, va se cera în firea pământească putrezirea. Dar ce seamnă în Duhul, va se cera din Duhul viața veșnică. Foarte interesant, folosiți un argument atât de puternic că semeni în firea pământească doar pentru că nu vrei să sprijinești lucrarea. Da, confuzia care se face sau amestecul care se face, păi, cum ideea că eu trebuie ca să vestesc gratuit, liber Evanghelia, cu ideea că Evanghelia sau vestirea Evangheliei trebuie să susțin, cum se împacă cele două. Da, interesant de lămurit. Sunt două aspecte diferite. Eu când vestesc Evanghelia, nu o vestesc pentru ca să fiu susținut sau remunerat. Deci nu ăsta e scopul meu. Nu ăsta e scopul, nu-i dorința mea, dacă nu mă plătiți, nu-i motivația mea, nu vreau să mă îmbogățesc, nu. Da? Și Biblia condamnă oricine ar vesti Evanghelia din motivațiile astea. Corect. Dar în același timp, și Biblia nu le amestecă, cel două, Biblia spune cei care fac lucrurile acestea trebuie susținuți. Pentru că, inevitabil, dacă faci asta part-time sau full-time, da, există un efort, există un timp, există un sacrificiu, inclusiv financiar. Și noi zicem, ce sacrificiu financiar
face cineva care, de exemplu, slujește part-time. Nu e neapărat că trebuie să fie plătit, doar trebuie recunoscut din partea oamenilor care îți slujiți. Măi, omul ăsta a investit 20 de ore săptămâna asta să ne slujească din cuvânt. La fel cum alți oameni ăia 20 de ore s-au dus și au muncit și au câștigat bani în plus pentru familia lor, și omul acela putea să facă același lucru. Deci el a făcut un sacrificiu inclusiv financiar, stând 20 de ore și pregătindu-se din cuvânt ca să hrănească biserica. Da? Și lucrul ăsta trebuie cumva luat în calcul și văzut și onorat. Și cele două trebuie păstrate ca tare. Da, noi trebuie ca să cercetăm cei care slujesc să nu aibă o inimă rea, să nu fie dornici de îmbogățire și așa mai departe. Scroci. Cum trebuie, apropo, porunca ca să nu cauți să te îmbogățești nu este doar pentru slujitori. O biserică sănătoasă trebuie să cerceteze toți membrii ei și să vadă dacă au problema asta. De exemplu, dacă un membru în biserică îl vezi că lipsește la biserică pentru că lucră ore suplimentare, în mod sistematic. Îl vezi că își neglijează familia și spune, dar eu muncesc foarte mult pentru familia mea. Omul acela are o problemă. Vrea să se îmbogățească cu orice preț, să câștige mai mult și omul ăla trebuie tras deoparte și spus, frate, uite, ai o problemă. Cu atât mai mult trebuie să veghem asupra slujitorilor și să fim siguri că ei nu sunt atrași în capcana asta. Dar asta e un aspect și asta nu face nul responsabilitatea noastră ca și biserică să ne susținem pe cei care ne hrănesc, pe cei care ne cârmuiesc. Aia e datoria noastră. Cele două nu se contrazic într-un fel. Spune-mi puțin, atins puțin acum câteva minute, chestiunea asta a pastoratului și compatibilitatea dintre pastorat și bivocaționalul. De exemplu, foarte clar, am auzit foarte mulți oameni. Într-un fel, dacă plătiți de biserică, unii nu-ți mulțumiți, dacă ei au munca lor în afara bisericii, nu-ți mulțumiți. Și unii nu ar munce, dacă ar munce la șanțuri, n-au nicio problemă. Dar dacă omul duce capul să-și facă o afacere, domnule, de ce păstorul are o afacere? De ce păstorul? Medic. Sau... Da. Deci păstorul ăsta, uite, uite ce mașină are, uite ce casă are. Lumea nu suspectează că a furat banii ăia. Da? Sunt acum cazuri, scandaluri. Din păcate. Sunt scandaluri pe subiectul ăsta, dar ce vreau să spun e că sunt oamenii asupra cărora nu există niciun nor de suspiciune. Să știe foarte clar că omul muncește, are o afacere lui, îl duce capul, da? Și lumea îl judecă. Uite că și-a făcut o casă, uite că are o mașină, uite că cum își ține familia, în ce condiții și așa mai departe. Este compatibil pastoratul cu ideea de bivocațional? Deci el să zică, nu vreau să fiu plătit de biserică și eu am meseria mea. Apropo, fratele Mihai nu-i plătit de biserica noastră, e pastorul care nu-i plătit de biserica noastră și ai meseria ta. Da. Da? Cum vezi chestiunea asta? Cum ar trebui să aplicăm exact principiile care le-am discutat. Să mergem la Scriptură să vedem dacă există învățătură despre aspectul ăsta. Învățătură doctrinară de genul păstorii să fie bivocațional sau să nu fie, nu există. Biblia lasă asta ca și un aspect de înțelepciune creștină, de clăuzire pentru fiecare slujitor în parte, de libertate creștină, practic. Bun, dacă nu există, atunci putem să ne uităm la anumite aspecte descriptive, pentru că chiar Biserica Primară s-a bătut de asemenea aspecte și Apostolul Pavel e cazul cel mai clar de un păstor, misionar, predicator bivocațional. Apostolul Pavel, care Biblia ne spune că făcea corturi ca să se susțină și mie îmi place ca să glumesc că la un moment dat, pe jumătate glumă, la un moment dat Pavel descrie, sau Biblia descrie felul în care Pavel așteaptă ca să vină din ucenicii lui, să vină Timotei și alții, să ocupe ei full-time de corturi ca el să se dedice. Practic, cumva, ei erau angajați în business-ul lui Pavel, ei făceau corturi toată ziua și ei ziceau, uite, băieți, voi faceți corturile astea, eu mă duc să evangelizez pe ea în piață. Corect, corect. După aia, iară, să mai mergea și el, la și el în niște corturi și așa mai departe. Deci, Pavel era un asemenea exemplu. Era un manager, nu? Era un manager asta. În multe feluri, nu numai în chestiunea asta. Era un manager și din punct de vedere misionar, da? Gestionea multiple biserici, trimitea slujitori, primea rapoarte de la bisericile respective. Era un manager și din punctul de vedere a călătoriilor lui, a business-ului care trebuia să-l facă, să poată să-și câștige un trai. Ca tare, Biblia 1 nu condamnă, cumva rămâne fără un cuvânt de spus, lasă la latitudinea noastră după înțelepciunea și călăuzirea Duhului Sfânt prin cuvânt. Și ne dă un exemplu demn de urmat în unele cazuri. Da? Apostolul Pavel ne arată că cazul lui nu-i neapărat normativ, dar în unele cazuri când
Dumnezeu călăuzește lucrurile și viața unui om în așa fel încât e evident că asta vrea Dumnezeu de la el. Sunt păstori care poate ar trebui să fie bivocațional pentru o vreme. Dumnezeu poate i-a trimis să planteze o biserică, biserica aceea încă nu e suficient de matură, nu are resursele necesare, el se poate folosi de meseria lui până când biserica îl poate susține. Sunt alți păstori care poate chemarea lor să fie bivocațional toată viața. Chiar dacă biserica și-ar permite. Poate că meseria lor e de așa natură încât impactul lor e cu atât mai mare în societate, în comunitate, dacă el rămâne prezbiter în biserica lui locală și medic cardiolog în același timp. De ce crezi că critică oameni? Uite, în România se întâmplă chestia. Nu știu, poate în America, tu crescând în America mai mult timp decât ai stat în România, mult mai mult timp, poate ai putea să faci o diferență. De ce în România există predispoziția asta? Eu știu că el e bivocațional și își muncește banii. Totuși mă roade ceva că omul și-a luat o mașină bună și păstor. E păstor și-a luat o mașină bună. Sau e păstor și are o casă frumoasă. Dar și-a muncit banii aia, corect. Deci, de ce mă roade? Peste tot există problema asta, dar sunt multiple aspecte. Unu, problemele de plata păstorului, felul în care se organizează conducerea bisericii, devin dificile acolo unde nu există o biserică sănătoasă. Deci, foarte mulți păstori care se plâng de problemele astea, de fapt se plâng pentru că au o biserică ori imatură, ori o biserică plină de oameni neregenerați și atunci devine o problemă. Doi la mână, există o lipsă de învățătură pe temele astea. Foarte mulți păstori se tem să dea învățătură pe aspectele astea, că cumva... Încearcă să justifice pe exact. Dar Biblia învață pe temele acestea și tu ai datoria ca și păstor, la fel ca și Apostolul Pavel, care își pregătește biserica. Apostolul Pavel mi se pare foarte interesant că de fiecare dată când vorbește despre excepția care el o face, eu cred, având în vedere cei care vor veni după el, spune aveam dreptul. Și în Tesaloniceni și în Corinteni. Protejând ceea ce e normativ pentru cel care vine după el, care s-ar putea nu numai ca să nu fie obligat să facă sacrificiul ăsta, dar să nu poată să facă sacrificiul respectiv. Aș face un asterix așa micuț aici. Dacă păstorii ar predica expozitiv din Biblie, ar ajunge și la textile astea. Dar n-ar putea evita. Și ar trebui să predice despre plata păstorului, că Biblia o învață. Da. Pe de altă parte, practica eclesiologică, cultică în România e foarte nocivă. Dezastroasă. Bisericile au făcut din pastorală o profesie și doar o profesie. Nu există foarte multe biserici în care să există o pluralitate de prezbiteri, nu există învățătură și practică sănătoasă și există ideea de un cap al bisericii, păstor care are girul cultului, care are titulatura necesară, țidula necesară, tot ce trebuie. Noi avem păstori. Biblia nu descrie un asemenea scenariu. Biblia descrie multipli prezbiteri. Biblia descrie multipli prezbiteri care poate unii splătiți, poate unii nu splătiți. Când scenariul este acela biblic, nu apare problema asta. Pentru că, de exemplu, dacă dau un exemplu, dacă ar trebui să dea învățătură despre felul în care păstorii ar trebui plătiți și jumătate din ei sunt neplătiți și jumătate sunt plătiți și toți dau aceeași învățătură, biserica zice, mă, stai un pic, aici nu e o chestie că au interese. Că uite, ea neplătiți, ce interes ar avea ei să nu ia niciun ban și să fie numai colegilor plătiți, da? Deci practica asta prin care păstorul trebuie ca să fie de obicei unul singur sau cel puțin unul senior, da? Nu că nu există distinții neapărat de slujitor de funcție și felul în care se privește în societatea noastră funcția de păstor este total nebiblică. Și atunci asta duce pe cei din popor la niște concluzii nebiblice. Dacă nu au nici vina lor, dacă nu au fost învățați nici în practică, nici în teorie, care e varianta biblică. Pe lângă asta, abuzurile foarte mari care s-au făcut. Din partea păstorilor plătiți, neplătiți, care au abuzat de funcția lor pentru câștigul lor material. Sunt așa de multe cazuri, din păcate. Și atunci, într-un fel, cei din congregațiile noastre sunt justificați. Pentru că ceea ce tu ai zis, fratele păstor care e cardiolog sau e afacerist sau ce îi, și se întâmplă că e și prezbiterii una și păstorul care e doar păstor, dar el are 3 case și 4 mercedes și așa mai departe și e inexplicabil cum de unde altundeva decât din biserică și lucrurile auxiliare a bisericii a generat averea aia, într-un fel congregațiile sunt justificate.
poate acum nu avem nimic de ascuns, poate chiar e necesar să menționăm niște cazuri recente, nu, de exemplu, cu ajutoarele care au venit din afară, da? Păstorii și-au făcut second hand, au făcut afaceri la propriu cu ajutoare care au venit gratuită. Și el trebuia să le dea gratuit și el a devenit unul care a făcut bani pe chestiunea asta. Sau, iar mi s-a părut atât de penibil și de, nu știu, n-am cuvinte ca să exprim chestiunea asta, să te folosești de anumite familii sărace, da? Care au o situație financiară slabă, da? Altor oameni, poate nu neapărat în stăriță, dar care au putut să ajute din afară, au oferit niște bani pentru familiile alea sărace, i-a administrat el, dar i-a administrat în asemenea măsură încât i-au rămas în continuare la limita supraviețuirii și au intrat la el. Și atunci, bineînțeles, într-adevăr, chestiunea asta despre care vorbim acum, a judecării păstorilor, la un moment dat e justificată. Și multe alte tipuri de abuzuri. Am văzut de multe ori lucrul ăsta. Unii păstori au fost puși în funcția asta de distribuitori de bunuri materiale, de finanțe, pentru studenți care se duc în afară, pentru familii sărace, pentru oameni care n-au case, pentru nu știu ce, dar nimeni n-a știut cum a venit transparența. Da. Și să fim serioși, din afară cred că au venit poate milioane de dolari. Cred că e puțin zis, vorbim per total, în culte. Cred că e mult, zeci de milioane de dolari poate au intrat. Cine știe ce s-a făcut? Eu zic, eu am încredere în fratele păstor. Ok, ai încredere în el, ei au rămas cu niște căsuțe micuțe și l-au apărut pe parcelă, cum se zice, BMW-urile, Mercedes-urile, case și așa mai departe. Da, e tragic lucrul ăsta. Hai să migrăm puțin spre partea practică și să ne spui o biserică care vrea să-și plătească păstorul, cum, ce principii ar trebui să folosească pentru a hotărâ cât, sau ce principii ar trebui să folosească pentru a hotărâ cât se dea păstorul. Hai să luăm situația în care o biserică poate să plătească păstorul, o biserică în care nu poate, o biserică care poate să-l plătească mult. Ar trebui să zică, domnule, lui ăsta îi dăm în țară, la noi cum îi dăm 200 de milioane, că noi ne permitem. Da. Este o, care ar fi criteriul? O poveste nostimă despre Spurgeon. Spurgeon ajunse predicator renumit și mulți îl căutau pe el ca să ceară sfaturi și la un moment dat o biserică mai mică îi scrie o scrisoare și cere o recomandare pentru un păstor. Uite, dacă ne putea recomanda un păstor, căutăm un păstor și în scrisoare menționează și cât ar vrea să-l plătească. Și Spurgeon le scrie înapoi. Chestia asta e menționată în autobiografia lui Spurgeon, deci e caz istoric. Spurgeon spune înapoi și spune, am primit scrisoarea voastră și după banii care vreau ca să plătiți, cunosc o singură ființă care s-ar putea încadra la salariul acesta. Mă gândesc că îngerul Gavril, care nu are nevoie de haine, nu are nevoie de bani, nu are nevoie de hrană, ar putea coborî din cer duminica să vă predice să meargă înapoi, el s-ar descurca cu salariul ăsta. Sunt foarte multe biserici care din imaturitate, din răutate, nu realizează sau nu vor să realizeze că păstorii lor au anumite nevoi. Nevoi care, până la urmă, sunt de datoria lor. Biblia le vorbește foarte clar, de exemplu, că ei trebuie ca să-și îngrijească familia, trebuie să pune pâine pe masă, trebuie ca să aibă grijă de copii și așa mai departe. Astea sunt datorii ale lor. La un moment dat, un păstor s-ar putea ca să trebuiască să fie corect față de Scriptură și față de familie, să zică unei biserici, îmi pare rău, eu trebuie să-mi caut de lucru, am copii care sunt la școală, am copii care au nevoie de haine, au copii care au... Sunt foarte multe cazuri în care păstorii ar fi legitim ca să zică bisericii, nu vă mai pot sluji pentru nimic sau pentru foarte puțin, am totuși trei copii, trebuie ca să... Eu am prieten care, deci 100% se știa, biserica era în stare să-i plătească, nu vrea. Și atunci omul a trebuit cu amărăciune să ducă ani în pastorală și să iasă din pastorală, el continuă acum să predice, să slujească pentru că are chemare de la Dumnezeu, dar trebuie să iasă pentru că n-a putut să supraviețuiască la propriu, cu familia. Da, deci Biblia, cred că Wayne Grudem la un moment dat spunea că nicăieri Biblia nu avertizează despre a plăti pe păstor prea mult. Uh-huh. Biblia avertizează despre a plăti prea puțin. Dar nicăieri nu spune, ai grijă să nu-i dai prea mult. I-ați dat prea mult. I-ați dat prea mult. Uh-huh. Da? Vorbește despre ca să avem, să-i tratăm cu cinste, cu onoare, să se poată bucura de slujirea care o fac. Dar nu există, băi, nu cumva să nu-i dai la fratele păstor ca el să simtă prea bine în slujirea care o face. Eu cred că echilibrul care trebuie atins este unul în care păstorul își poate întreține familia, își poate trăi o viață decentă, în care dacă ne uităm la
Galaten 6, da? Dacă primești învățături din cuvânt, trebuie ca să faci parte din toate lucrurile tale. Da? Bun, ce înseamnă asta? Păi înseamnă foarte simplu. Dacă tu îți permiți ca să scoți soția în oraș și dacă soția ta, pentru că o scoți odată la 2 săptămâni în oraș la un suc, se simte foarte bine, ar trebui să te gândești că și păstorul care are o soție, care are aceeași poruncă, care spune că dacă te-ai căsătorit trebuie ca să cauți să placi nevestei, da? Ar fi bine să poată să scoată și el soția în oraș. Dacă tu poți ca să mănânci sănătos și decent și așa, și copiii fratelui păstor trebuie să poată să facă asta. Dacă tu poți să te duci la început de an școlar și să cumperi copiilor tăi hăinuțe ca să aibă haine decente la școală, și copiii păstorului trebuie să poată să facă asta. Dacă toți copiii au câte o trotinetă la 70 lei, poate... Corect. Deci e cât se poate. Eu n-am întâlnit, din puțina mea experiență, dar e destul de suficientă, cred eu, o biserică din oameni regenerați, formată din majoritatea oameni regenerați, care au stat și au pus discuția în felul următor. Care este minimum care putem să dăm la păstorul nostru? Nu există așa ceva. Bunul simț, firea ne îndeamnă, să folosim un limbaj de genul, că dacă noi ne uităm în familiile noastre și vedem nevoile care noi le avem, îi trebuie. Dumnezeu binecuvintează în diverse feluri, la diverse niveluri, dar dacă eu mă uit și văd că copiii mei au nevoie de anumite lucruri, eu știu că și copiii altor slujitori au nevoie de acele lucruri. Dacă eu văd că soția mea are nevoie de anumite lucruri esențiale, dacă eu văd că trecând prin viață vine o boală, ai nevoie de medicamente, ai nevoie de spitalizare, ai nevoie de una de alta, eu știu de ce are nevoie un om ca să trăiască decent și să nu ducă lipsă de nimic. Mai mult de atât, Biblia nu spune că doar atât. Biblia spune că asta ar fi un minim. Biblia vorbește despre dublă cinste, despre mai multă cinste. Altfel spus, nu e aparat înseamnă că dacă un medic câștigă, nu știu, 10.000 de lei, un păstor trebuie să câștige 20.000 de lei. Dar Biblia măcar ne spune că ar merita. Adică munca depusă este mai importantă. E mai valoroasă. E mai valoroasă. Dar oamenii gândesc invers. Oamenii zic, ce mare lucru să te duci să predici de 2-3 ori pe săptămână. Bine, e clar că ei nu știu munca din spate. Oamenii care vorbesc așa. Dincolo de munca din spate, e ceea ce spune Biblia despre munca asta. Da? Biblia spune că păstorii sunt cei care supraveghează peste sufletele oamenilor. Biblia spune că vor da socoteală de lucrul ăsta în fața lui Dumnezeu. Deci responsabilitatea e foarte enormă. Deci dacă un șef de firmă trebuie să meargă în fața bordului sau în fața acționarilor și să dea un raport, păstorul trebuie să meargă în fața lui Dumnezeu. Da? Da, și dacă unul își dă firma în faliment, bă, o dată în faliment, suferă. Da. Nu știu dacă ai dispoziția să răspundem la câteva întrebări. Ia auzi ce zice. O întrebare. Un păstor care păstorește o biserică de 1000 de membri trebuie să-și muncească banii? Mai are timp pentru a se ocupa de 1000 de oi? Bine, ce o problemă de eclesiologie gravă și de conducere. Corect. Dacă e un singur păstor, la 1000 de oi, deci acolo trebuie cel puțin 20-30 de păstori, de prezbiteri. Deci e clar că e un păstor caracatiță, cum îl numesc eu, monstru, care... Dar este un mega manager, el nu e păstor. Da. Deci acolo e greșită eclesiologia, conducerea bisericii. N-are cum să fie un singur păstor la 1000 de membri. E imposibil. În biserici sănătoase care eu le cunosc, proporțiile sunt undeva acolo. La 1000 de membri vorbim între 20 și 30 de prezbiteri. Da. Întrebare, Denis Bereza. De la aproximativ ce număr de membri biserică ar trebui să plătească păstorul? De la... Foarte bună întrebare. Noi am... La, când de s-a la fundat, când s-a fundat biserica noastră, eram 9 membri. Și la 9 membri, eu nu luam un salar, nu e un salar nici acum, la 9 membri deja ne puteam întrebarea de a aduce și alți slujitori ca să lărgim lucrarea noastră. La 9 membri. La 9 membri. Și ați pus și problema banului tot atunci? Am pus și problema banului. Am făcut o analiză personală fiecare să vedem dacă putem, dispunem de fondurile acestea și ne-am dedicat să fim activi în dărnicie încât să putem să strângem banii necesari în fiecare lună. Și logica a fost în felul următor. Nu argumentez pentru zeciuială, aia putea să fie altă discuție. Eu cred că Noul Testament învață dărnicia, dar am luat asta ca și un minim. Da? Și am zis, dacă zeciuiala a intrat adevăr un minim, o biserică de 10 membri are banii necesari pentru al 11-lea. Da? Logic, nu? 10 salarii medii pe economie, 10% din ele formează al 11-lea salariu. Corect. Da? Ca atare, nu cred că există un minim. Cred că există un minim de disponibilitate de dărnicie și de viziune pentru a sluji ca și biserică. O biserică de 10 membri
poate să susțină un al 11-lea care se ridice full-time la evangelizare la misiune. La 20, două salarii medii. Da. La 30 și așa mai departe. Timotei Ursescu e foarte interesat în întrebarea asta. Zice, unde sunt limitele sau unde ar trebui să se oprească oamenii care sunt mai bine financiar? Specific la păstor, când este un păstor prea bogat? Și cred că se referă la a fi plătit de biserică, mă gândesc. Că dacă e bivocațional, atunci nu mai poți să-i pui tu limită. Frate, știi cum? Fă ceva ca să distrugi firma și să nu mai produc atâția bani. Știi? Deci e absurd. E clar că se referă care e minimul sau unde ar trebui să oprească din punct de vedere financiar. Adică îi se dă prea mult. Da. Ce părere ai? Cred că există o limită. În sensul că la un moment dat e o problemă de a chivernisi banii lui Dumnezeu, până la urmă, în mod corect. Cred că dacă la un moment dat o biserică spune, noi vrem să plătim pe păstorul nostru $1,000,000 pentru că noi credem că el merită omul lui Dumnezeu. E adevărat, poate că munca aia care e infinit de valoroasă din punct de vedere a slujirii, dar este un abuz al felului în care noi administrăm resursele cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Oriunde ar fi el în lume, nu are nevoie de $1,000,000 să trăiască o viață extraordinară și banii ar putea fi folosiți de încă N slujitor. Dacă își permis să-i dea foarte mult, înseamnă că e o biserică mare. Corect. Dacă e o biserică mare, deja trebuie să aibă mai mulți păstori. Dacă i-ar plăti pe toți, probabil că nu s-ar mai gândi la câte un salar super la fiecare. Dacă și-ar face, de exemplu, iarăși, lucrarea de misiune. Corect. Cred că dacă și-ar împlini responsabilitățile de biserică și-ar fi o biserică după Scriptură, chestiunea s-ar rezolva de la sine, nu crezi? Deci o biserică în care, vorbim de cazuri chiar extreme, există Stephen Furtick, da? Stephen Furtick pe banii din lucrare și-a construit acum recent o casă de, nu știu, vreo $6,000,000, da? Au mers aia de la știri cu elicopterul ca să o filmeze. Ăsta e un mare eretic, în fine. Cum e posibil așa ceva? E posibil așa ceva pentru că el e un mare eretic, da, care face asta pentru bani și biserica lui este așa de imatură spiritual, încât e dispusă ca să plătească pentru ereziile respective. Într-o biserică sănătoasă, cu un păstor care e temător de Dumnezeu, ori biserica spune prea de tot, ori păstorul, dacă biserica ar veni mâine, biserica noastră ar veni mâine și a spus, frate, uite, știm că n-ai nevoie de bani, dar noi vrem ca să-ți plătim suma asta exorbitantă pentru că ne place și de mult slujirea ta. Eu aș fi primul care aș spune, bă, oameni buni, nu pot accepta așa ceva. Uite, nu pot accepta așa ceva. Sau chiar dacă aș avea nevoie de bani, e prea mult. Haideți să suportăm un misionar. Hai să mai aducem sau să mai plătim un presbiter care se dedice full-time. Deci, ori biserica, ori păstorii în cauză ar trebui să zică nu este responsabil ca să folosim bunătatea lui Dumnezeu în felul ăsta. Bun. Am depășit timpul intenționat, dar am avut foarte mulți vizitatori. Cred că subiectul e interesant. Nu uitați, dacă tu pregătește pentru o concluzie, să ne spui care ar trebui să fie starea de echilibru. Da? Nu uitați, dați un like, dați un share la clipul ăsta, dacă îl considerați important. Eu cred că este discuția importantă, mai ales în țară la noi. Datorită confuziilor, tradițiilor, prejudecăților care există pe subiectul acesta. Din nou, intrați pe site-ul Bisericii Sfânta Treime Zalău, din care facem parte, în care este fratele Mihai presbiter, păstor, și în care slujim împreună. Intrați pe sf3.ro, aveți foarte multe resurse, video, audio, articole pe foarte multe subiecte. Frate Mihai, ca o încheiere, care ar trebui să fie pe scurt, atitudinea de echilibru în subiectul acesta. Da? Cum să fim echilibrați când vorbim despre plătirea neplătirii? Eu cred că cheia e foarte simplu. Pentru păstori, dau un cuvânt pentru păstori, căutați să aveți biserici pline de oameni născuți din nou, regenerați, creșteți-i în cunoașterea cuvântului Dumnezeu și ei vor împlini cuvântul, vor căuta să vă facă viața ușoară, frumoasă în slujirea voastră, să vă onoreze inclusiv prin remunerație. Pentru biserică, căutați să onorați păstorii voștri și căutați păstori adevărați, păstori care au calificările biblice, păstori care fac meseria de pastorală, care veghează, care stăruiesc în cuvânt și așa mai departe. Și atunci nu o să vă fie groază sau ciudă să-i plătiți, pentru că veți vedea valoarea, veți vedea rezultatele în viața voastră și va fi o bucurie. O veți face cu bucurie și ei vor face slujirea lor cu bucurie. Soluția este foarte simplă. Să
aplicăm formula Scripturii pentru biserică și să aplicăm imperativele, poruncile Scripturii despre cum să ne administrăm biserica. Și atunci și congregația este împlinită și fericită în a susține lucrarea și cei care sunt plătiți pentru lucrarea respectivă să simt onorați, să simt prețuiți și o fac din dragoste, o fac cu bucurie și pot ca să slujească cu eficiență turma care o păstoresc. Frate Mihai, mulțumim! Dragi prieteni, am fost cu fratele Mihai Levi Marian. Like, share, sf3.ro. Ne vedem la următorul live.